Pentru început aș dori să vă prezentați. Numele meu este Olga Tăbârță, director, consultant financiar, dar în primul rând trader, mamă și om simplu. Ce reprezintă pentru dumneavoastră activitatea de trader? Oh, este probabil cea mai interesantă profesie care există. Pentru că, hai să luăm așa, pentru început, traderul face analiză, prognoză și profit pe diferența de preț. La orice în lumea asta. Adică, în traducerea asta înseamnă comerciant. Dar, revenind la ceea că facem la orice există în lumea asta, adică eu pot să analizez prețul la gaz, să prognozez evoluția lui și să fac profit pe diferența de preț. Deci, este un sistem, pare complex. Da? Trebuie să luăm în calcul toți factorii care influențează evoluția prețului la gaz. Iată, asta face un trader. Exact ceea ce face un comerciant care prognozează că e frig afară, probabil nu mai merge să vând costume de baie, trebuie să iau mănuși, căciuli și iată, el prognozează chestia asta, analizează, prognozează că va fi vânzare de căciuli și mănuși, cumpără acestea în stoc și face profit pe diferența de preț deja. Nu pe costume de baie, dar pe căciul și mănuși. Exact asta și face și traderul, doar că pe piața financiară internațională. Puteți să ne spuneți, vă rog, care au fost primii pași când ați decis să luați, când ați decis să alegeți anume drumul acesta spre trader, spre exemplu? Un singur scop. Am înțeles că se poate de câștigat mai mulți bani în acest domeniu. De făcut bani și... Bine, ce e lumea asta fără bani? Deci avem nevoie de ei oriunde. Banii nu sunt neapărat ceva bun sau ceva rău. Sunt doar un instrument pe care îl putem folosi și ei amplifică valoarea unui om. Un om bun, dacă are bani, face mai multe lucruri bune. Un om rău, dacă are mai mulți bani, face mai multe lucruri rele. De asta a fost singurul motiv care m-a dus în acest domeniu. Mai mulți bani. Ne spuneți, vă rog, și care au fost barierile care v-au oprit oarecum, adică care le-ați întâmpinat în acest domeniu? Da, fără bariere nu este interesant și domeniul acesta are mai multe bariere pe care, într-adevăr, nu toți pot să le treacă, dar sunt mai mult bariere psihologice și asta este valabil întotdeauna. Chiar și aceleași bariere în a-ți pune unele dorințe mai mari decât poți realiza și pur și simplu îți imagina inimaginabil cum ar fi, într-adevăr, să câștig 100.000 de euro pe an, minim. Super! Cum ar fi? Ar fi frumos! Și pur și simplu să aplici și să faci asta. Și atât. Deci sunt bariere doar psihologice. Momentan, cum adică sunteți mulțumit de domeniul care l-ați ales? Dacă mă aflu azi aici și am reușit să discut, dar am vrut să transmit din experiența mea și din cunoștințele mele către aproape 500 de oameni, eram gata să dau experiența asta către 500 de oameni, da, cu siguranță sunt mulțumită și sunt încrezută în acest domeniu și nu știu ce ar trebui să se întâmple ca să-mi schimb părerea și să nu mai vreau să fiu trader. Chiar nu știu ce ar trebui să se întâmple. Ce ne puteți propune celor care intenționează să înceapă să tranzacționeze, adică ceva recomandări, sfaturi, care să nu ne blocheze, gen, să nu renunțăm la asta? Revenim aici la bariere, da? Deci pe lângă barierele, dar eu dacă am să intru în detalii la bariere psihologice, asta înseamnă frici interne care sunt inventate tot din noi, scopuri foarte mici pe care le putem atinge ușor, nu știm să ne bucurăm de ceea ce atingem, de reușitele pe care le atingem, plus mediul înconjurător. Uneori influența oamenilor apropiați este pentru a ne ajuta și a ne susține, uneori este pentru a ne împiedica să facem unele lucruri. Deci eu aș da sfaturi celor care vor să se dezvolte în acest domeniu. Trebuie să știe că se vor întâmpina cu tot felul de păreri. Nu întotdeauna ele sunt productive pentru noi. Toți oamenii de succes au avut în calea lor persoane care le-au spus, da, nu te apuca de asta, dar e complicat, dar e greu, dar ție îți trebuie. Dar pentru ce schimbi locul de muncă? Da, tu ești obișnuit aici cu colectivul ăsta, da? Dar pentru ce să faci studiile în altă țară? Asta este complicat, trebuie să te duci, tu nu cunoști oameni, exact așa și aici. Vai, dar în domeniul ăsta ai de învățat atâta, dar e vorba despre bani, dar e riscant, dar dacă o pierzi, nu vă uitați la absolut nimeni și pur și simplu urmați-vă instinctele și dorințele interioare. Dar dorințele interioare, acolo trebuie de lucrat, de lesetat cât mai înalte și mai sus.